Revisor, suntem copiii lui Dumnezeu. Copilul cerului, copiii celui prea înalt și găsim adăpost la umbra aripilor sale, așa cum plastic se exprimă. Avem o relație cu Dumnezeu. Comunicăm cu Dumnezeu. Stăm de vorbă cu El în rugăciunile noastre care îi dăm laudă. Venim cu recunoștință mulțumindu-i pentru binecuvântări și, evident, venim cu cererile noastre. Și cum să nu ne folosim de acest privilegiu? Când suntem copleșiți de probleme, de frământări, de neputințe și avem în cer un Tată atotputernic. Cerem lui Dumnezeu în rugăciunea noastră. Problema este ce îi cerem, cum îi cerem și cum ne răspunde Dumnezeu. Despre ce se lucre aș vrea să vorbim în seara aceasta într-un mesaj pe care l-am intitulat Atunci când răspunsul cerului doare. Pentru că există o astfel de situație și am văzut în textul citit. Pentru că mesajul se bazează, așa cum ați văzut, pe textul din 11 numeri, întâmplări relatate acolo pe care le găsim și în Psalmul 106, mai condensat, mai scurt. Așadar, ce îi cerem lui Dumnezeu? Pentru că Biblia însăși ne îndeamnă să cerem. Domnul Iisus spunea, cereți și veți primi. Așadar, ce îi cerem? Tot Domnul Iisus spune, tot ce veți cere cu credință în rugăciune veți primi. Tot ce veți cere. Sau orice veți cere cum scrie Marcu. E același lucru. Și acum haideți să ne gândim. Cât de încăpător este acest orice? În mod normal, orice este absolut. Dar cât cuprinde acest orice care este menționat în Scriptură? Pentru că ni se spune, cereți orice cu credință. Și acest lucru trebuie subliniat. Credință nu înseamnă aici o credere oarbă în ceea ce ne-a spus cineva. Credința, așa cum spune Pavel Romanul, vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Așadar, a crede presupune a cunoaște pe Dumnezeu și implicit și voia lui Dumnezeu. A cere orice înseamnă a cere după voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus mai spune orice veți cere în numele meu. Și lucrul se explică la fel. Să cerem orice, dar ce putem cere în numele lui Iisus? Haideți să ne imaginăm o situație ipotetică, dar foarte posibilă. Copilul meu pleacă de acasă, într-o altă localitate, la școală, cum este o situație frecventă printre noi. Și eu îi spun, nu mai sunt lângă tine. Să-ți ofer ajutorul imediat. Dar acolo unde ești, am pe cineva, un cunoscut, un prieten, apropiat mie, cu care ne cunoaștem bine și poți oricând să apelezi ajutorul lui. Poți oricând să-i ceri un sfat, o îndrumare sau chiar un ajutor material de urgență. În numele meu, pentru că mă cunoaște. Și copilul meu apelează la acel cineva, la acel prieten. Care răspunde pozitiv. Cum să nu? Este copilul Felix, pe care îl cunosc bine, care ne-a apropiat din mele și se bucură de ajutorul acestui om. Dar ar fi o nebunie din partea copilului meu dacă la un moment dat s-ar duce să spună uite, m-ați ajutat până acum. Vă știu un om influent, cunoscut în localitate, nu faceți rog de niște etnobotanice. Mă duc în seara un chef și tot s-a duc de ceva. Ar fi o nebunie să vină cu astfel de cerere în numele meu. Atâta vreme cât cel la care se duce mă cunoaște, îmi cunoaște ținuta morală, îmi cunoaște orientarea și atitudinea față de astfel de lucruri. Nu poate în numele meu să vină cu astfel de cerere. Așadar, putem să cerem orice în numele lui Iisus, dar orice poate fi în acord cu voia lui și cu sfințenia lui. Cerem orice. Dar un orice de altă natură decât suntem obișnuiți să cerem. Rugăciunile noastre pot să primească răspuns sau pot să nu primească răspuns. Am văzut. Atâta vreme cât rugăciunile noastre vor fi făcute
după voia lui Dumnezeu, făcute cu credință, Dumnezeu ne va răspunde. La vremea, la timpul hotărât de El, în atât puternicia asta. Dumnezeu ne va răspunde. Să nu ne îndoim de lucrul acesta, dar am spus, cel rămas din acord cu voia lui Dumnezeu. Pentru că iată ce scrie Ioan, în întâia sa epistolă, capitolul 5, versetele 14 și 15. Îndrăzneala pe care o avem la el este că, dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrul pe care l-am cerut. Așadar, iubiți frați și surori, putem să cerem Domnului orice după voia lui. Crezând și vom primi răspuns. Mai este o altă categorie de cerere cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Și iată ne spune așa. Nu aveți pentru că nu cereți. Sau, continuă, cereți rău. Și nu că vă dați în acest caz. Cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Cerem. Dar cerem rău. Putem să cerem lucruri bune cu motivații greșite. Există situații în Scriptură. Haideți să ne amintim de Simon. Așa Simon, din Fapte 8. Vrăjitor convertit. Care nu a fost cu vrăjitorile sale, vrăjitorii la care a renunțat prin convertire. Și a sosit pe apostol. Atunci când vede pe apostol că au de la Dumnezeu puterea ca punându-și mâinile peste oameni, aceștia se primea să nu sunt, a fost uimit și ce și-a zis? O astfel de putere mi-a trebuit și mie. Să poți oferi Duhul Sfânt prin punerea mâinilor. El n-a înțeles că această putere o dă Dumnezeu prin Duhul Sfânt celor care se implică în lucrare, care vor să fie de folos lucrările lui Dumnezeu, eficient în ceea ce fac. El a crezut că va putea mai departe să uimească oamenii cu această putere, a crezut că e o altă vrăjitorie pe care o poate să o facă. O motivație greșită. A primit răspuns. Nu a primit răspuns. Ne mai spune Cuvântul lui Dumnezeu, să mă luăm un exemplu de lucru bun. Cine vrea să fie episcop, episcop dorește un lucru bun. Dar, vedeți dumneavoastră că și aici pot exista motivații greșite. Dacă eu simt că Dumnezeu a pus ceva în mine, ceva cu care pot să fiu de folos lucrării sale, că mă pot implica altfel de pe o astfel de poziție, adică să fiu episcop, pot să-i cer Domnul cu sinceritate. Doamne, eu pot să slujesc pe această poziție bisericii tale, mergând înaintea lucrării tale. Și Dumnezeu mă răspunde. Dar, dacă eu cred că dă bine să fiu episcop, că mă durește orgoliu, că voi fi privit altfel de oameni, îmi răspunde Dumnezeu. Cer lucruri bune cu motivații greșite. E adevărat un astfel de care pot să-l fac chiar dacă nu-mi face Dumnezeu. Aici se pot face și se pot trage și sfori și știm lucrul acesta ce are de suferit mult lucrare Dumnezeu când oameni care nu sunt chemați la această lucrare ocupă un astfel de post. Dar vreau să spun că există cereri în care venim înainte de cer lucruri bune, dar cu motivații greșite. În acest caz, Dumnezeu nu ne răspunde. Sau, cum se un frate drag, ne răspunde cu sfânta lui tăcere. Am vorbit despre rugăciuni, la care Dumnezeu ne răspunde pozitiv, ne dă ceea ce cerem, și despre rugăciuni, la care Dumnezeu nu ne răspunde. E bine, mai există o a treia categorie de rugăciuni, despre aceasta trebuie să vorbim atât cât timpul ne permite, din textul acesta. Rugăciuni la care Dumnezeu ne dă un răspuns dureros. Și am văzut ce s-a întâmplat cu poporul Israel. În ce situație ne răspunde Dumnezeu în felul acesta? Am văzut că Dumnezeu poate să ne răspundă, dar poate să tacă. Dar iată că sunt situații în care venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciuni, cu cel care îl mânie, care îl ofensează. Atunci când trăim în binecuvântarea lui Dumnezeu, dar suntem atât de orbiți de un duc de nemulțumire, nu vedem binecuvântarea, ci ne împiedicăm în neajunsul. Când nu suntem mulțumiți de ceea ce ne-a oferit Dumnezeu în dragostea Lui și vrem altceva, disprețuim binecuvântarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ce face? Ne dă ceea ce cere. Dar cum? Într-un mod dureros, așa cum a răspuns poporul Israel.
Acest popor era dus pe brațe din minune în minune. În această odiseea lor, în drumul lor spre țara Canaanului. Odiseea care nu începe nici la Marea Roșie, nici măcar în Egipt. Începe în Ținutul lui Madian, unde Moise era cu oile socului său. Când Moise se întâlnește cu Dumnezeu, care îi vorbește din rug. Și spune Dumnezeu, am văzut suferințele, asuprirea poporului meu. I-am auzit strigătele, strigătele lui au dus până la mine. Așa spune Dumnezeu lui Moise. Și am hotărât să te numesc pe tine în fruntea poporului meu ca să-l eliberez. Strigătele, poporul, strigătele de durere, acest popor a suprit, au format prima rugăciune colectivă de acest fel. A ascultat Dumnezeu rugăciunea aceasta? A ascultat. Și această categorie, această rugăciune, intră în categoria despre care vorbeam prima dată. O rugăciune după voia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu iubea poporul acesta și l-a ales cu dragoste. Și Dumnezeu avea în plan să le libereze din robie, pentru că a făcut o promisiune lui Avram. Atunci când îi spune Avram, ridică privirea din locul unde ești, privește spre mează noapte, spre mează zi, spre răsărit și spre apus. Sara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminței tale în viață. Și istoria nu a fost lăsată pe Dumnezeu. Chiar dacă poporul a fost risipit, știm bine. Istoria le spune, a fost risipit în toată lumea. Iată s-au întors în țara pe care Dumnezeu a promis că va da. Și asta Dumnezeu ascultă această cerere. Prin miracol îi convinge pe egipteni, nu doar să-i lasă să iasă, să renunțe la forțe de muncă, dar bar chiar să le dea darul. Să poată să-și ia argintul și aurul cu care să facă mai de după podoare pentru casa lui Dumnezeu. O minune. Să nu mai vorbim de minunea plecerii în Mării Roșii. Și iată în pustiu. Pentru că acesta este drumul. Spre țara promisă, prin pustiu, cum știm bine, care nu este rușinor. Încercările de pustie. Dar când ei, neavând apă, strigă Dumnezeu, Doamne, muri de sete, i-a ascultat Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunea atunci când tu vorbești despre nevoile tale. Nu e nici măcar mi-a pus să sape fântâne de șer. A vindecat apele de la mare. Apele erau mare. Nu era apă bună de boc. Moise, aruncă un lemn. Și apa va fi dulce, va fi potabilă. Când a rămas fără apă, la masa și Meriba, Dumnezeu zice, Moise, lovește stânga. N-a zis, spune Doamne să sape. Au fost însetați și au strigat la Dumnezeu. S-au rugat la Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a dat apă. Doamne, ce vom mânca aici în pustie? Mă voi griji eu. Și Dumnezeu a ascultat și de la aceasta. Și a dat mană din cer. Ceea ce lumea, omenia, nu văzuse până atunci. Mană din cer. Asta ne vorbesc nutriționiști despre cum trebuie să mâncăm de parcă până acum a fi trăit cu oxigen și dintr-o dată a trecut la prană solidă. Câte calorii, câte proteine, câte lipide, glucide, mâncăm după tabele, e bine. Dumnezeu, Cel care ne-a întocmit, cunoaște nevoia de hrană a fiecărei celule. Și atunci când a dat mâncare poporului său, a dat o mâncare care a făcut tot ce avea nevoie de organism. Și mai mult, nu doar, că era o mâncare totală, conținea tot ce are nevoie de corpul omenesc, mai era și bunul. Pentru că Sfântul Hristos avea gust de miere și de unt de lemn. Și iată de acești oameni binecuvântați care mergeau dimineața să-și adune pâinea. Nu să dea cu sare, nu să ară, să o adune. Cârtesc. Nu numai că se ocupă cu sudoarea pâinea. Dumnezeu a binecuvântat. Pentru că am călătorit spre Canaan. Le-a dat apă, le-a dat pâine și, mai spune Deuteronom, hainele lor nu s-au zahit de 40 de ani. N-au trebuit să toarcă, n-au trebuit să rățească, să coase. Nu li s-au uzat hainele și nu li s-au uzat picioarele. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu. Au fost purtați pe brațe. Și totuși ea le strigând. Nu era mai bine în Egipt. Unde era mai bine? Că dacă citim în Geneza, în Exodul, după multe vreme împăratul Egiptului a murit și copilul Israel gemeau când îi pice la robie și scoteau strigăle deznădăjduite. Strigătele acestea pe care li le smulgea robia lovit până la Dumnezeu. Unde era bine? Când strigau în suferința lor. Când li s-au dat și paiele pe care le foloseau la fabricarea televizorului. Aha, voi aveți timp de închinare în faraon. Umblați cu bădăruți.
E din asta vă umple timpul acesta. Vi s-au adus paie, faceți cărămit. Mergeți în tot Egiptul, căutați paie, veniți și faceți același număr de cărămit. Aia înseamnă o fugă neîntreruptă, transpirație. De ce nu era mai bine în Egipt? Castraveți. Deci la castraveți, bebeni, praz, usturoi, ia te uite ce lipsea lor. Și pește. Cât s-o fi bucurat ei de praz și de castraveți? Cât au uit timp la munca pe care o prestat? Era adevăr, pământul fertil în lunga Nilului. Dar încă era în epoca bronzului. Fierul încă nu l-a descoperit. Cu greu se lucra pământul. Cu trudă, cu sudoare. Cât castraveți aveau? Și când aveau pizza de bucurile castraveți? Ei care își mâncau pâinea cu sudoare și cu lacrimi. Cât se bucurau ei de pești? Aceștia numai cât au din cer ca mamă. Trebuiau pescuiți, ceea ce presupune efort și pericol, pentru că apele nu erau bogate de pești, dar și crocodili. Este riscul la pescuit. După toate acestea trebuiau. Iată, uite, când Dumnezeu îți dă pâine din cer, când îți dă apă din strâncă și hainele tale nu se osează, când ești purtat pe brațe în Egipt, Doamne, în fiecare zi, mamă, iar mamă, nu era mai bine în Egipt. Disprețiau binecuvântarea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ales acest popor și l-a binecuvântat și a promis o țară și îi călăuzea într-acolo, nu cu GPS, prin foc și nor. Acolo era Dumnezeu care îi călăuzea și n-a vrut să rătăcească. Și se grijea de toate nevoile lor. Erau răsfățați, cum ce puteți spune. Și ei, iată că se potinez de neajunsuri. Frați iubiți, surori scumpe, dacă aceasta a fi doar o filă viitoare, n-aș vorbi despre așa, seara aceasta. Nu văd ce ar fi avut acum chef să asculte povești istorice. Dar această situație este frecventă în mijlocul nostru. Când ne orbește Duhul acesta de nemulțumire. Un Duh care este alimentat de două atitudini păcătoase. Mai întâi lăcomia noastră când spunem vreau mai mult și apoi mândria când zic mi se cuvine ceva mai bun. Ce ți se cuvine, omule? Tot ce ai de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă întâmpine ajunsul în mersul acesta prin pustie spre țara pe care ne-a promis-o Dumnezeu, e pentru că aceasta face parte din viață. Trăim pe un pământ blestemat, intrat în Dumnezeu păcatul. Vom avea necazul, vom avea frământări, dar avem un Dumnezeu mare care răspunde la rugăciuni. Nu se vede dacă sunt în încercare, eu nu mai văd binecuvântarea lui Dumnezeu. Binecuvântarea din casa lui Dumnezeu. De a ne bucura că El ne călăuzește spre împărăția sa. Nu mai vedem. Doamne, iar pâinile astea mai mari. Nu mai vedem binecuvântarea lui Dumnezeu și nu ne bucurăm de ele. Prea iubiților, am privit la o cerere acestui popor. La care Dumnezeu a răspuns altul decât răspundea până atunci. A strigat în durerea lor, așa cum Dumnezeu a fost vorbeați mai prin psalmist, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Pentru că mai scrie, cine aduce mulțumit ca jertfă, acela mă proslăvește. Proslăvi pe Dumnezeu, mulțumindu-i cu recunoștință pentru binecuvântări. L-au chemat pe Dumnezeu în ziua necazului. Vezi și de aici, cu mâna puternică. A mea, spune Domnul. Eu am venit în calea roșie, treceți pe aici. Eu vă dau apă, eu vă dau mâncare. Când n-au avut au cerut, Dumnezeu a binecuvântat. Dar când au avut și au fost nemulțumiți, cum le-a răspuns Dumnezeu? N-a tăcut. Cum tare Dumnezeu când avem motivații greșite. N-a tăcut. A fost ofensat Dumnezeu. S-a mâniat Dumnezeu. Păi cum eu mă arăt toată dragostea? Și tu nu întorci spatele. Și disprețuiești ceea ce eu îți dau. Ceea ce știu eu că este bine pentru tine. Poți tu să disprețuiești aceasta? S-a mâniat Dumnezeu. Și răspunsul lui a fost omorât. Și psalmul 106 pe care vorbeam, ne spune așa. Și i-a apucat o poftă în pustie. Și-au ispitit pe Dumnezeu în pustie. El le-a dat ce cereau. Dar a trimis o molimă printre ei. Le-a dat ce cereau. Da? Asta vezi. Pregăriți, poftiți. Tot să vă iasă, bădă. Iubiți, frate și ne bucurăm de acest privilegiu pe care lumea nu l-ar nu-l cunoaște. De a putea sta de vorbă cu Dumnezeu. De a putea cere lui Dumnezeu prin credință. La care să fim atenți. Ce îi cerem lui Dumnezeu? Cum îi cerem lui Dumnezeu? Și ne vom bucura de toate binecuvântările Lui. Amin. Amin. Vă invit să vă picați în picioare.